Bună ziua, dragi cursanți! Ne revedem la o nouă ședință în cadrul proiectului UNIMIS la aceste lecții de astronomie și astăzi vom discuta o temă aparte pentru noi marinarii și anume instrumentul numit sextant. Bănuiesc că ați auzit de el deja, da? Bun, ok. Sextantul. La ce îl folosim? La ce credeți voi că îl folosim? Măsurarea înălțimii aștrilor în partea de astronomie, da? Iar dacă vorbim de navigația clasică, îl folosim pentru măsurarea unghiilor orizontale de pe coastă, da? Pentru a reuși să ne poziționăm nava noastră. Bun. Deci, cum spuneam și anterior, vom discuta despre sextant, ceva elemente despre măsurarea înălțimii laștrii, respectiv corecția sextantului. Da? Să vedem noi că și acest echipament, ca orice alt echipament sau lucru de pe lumea asta, este afectat de niște erori, da? Și ne revine nouă să le corectăm. Bun, cam așa ar arăta un astfel de sextant. Ele sunt de diverse nații, să-i spunem, da, de diversi producători, fie americani, fie rusești, fie chinezi și așa mai departe. Mare parte dintre dumneavoastră aveți deja instrumentul pe masă, da? Fie cum îl are colega dumneavoastră deja scos sau restul ca și mine în cutie și vom deschide pe parcursul ședinței de astăzi cutia și vedem ce găsim înăuntru și cum putem să folosim acest instrument. Agenda ședinței de astăzi, destinația și compunerea sextantului, principiul dublei reflexii, controlul și reglajul, respectiv acea parte de eroare a indicelui sextantului folosită pentru corecția acestuia. Bun, și să începem cu prima parte și anume destinația acestuia, respectiv compunerea. Da? Vedem care sunt elementele componente și la ce îl folosim propriu-zis. Așa cum ați precizat și dumneavoastră anterior, da? Destinația sextantului este pentru măsurarea înălțimii aștrilor deasupra orizontului, da? Dacă vorbim de navigația astronomică. Da? Deci noi practic ce o să facem cu el? O să măsurăm o valoare unghiulară între cine și cine? Înălțimea astrului. Valoare unghiulară între cine și cine? Între orizontul nostru, da? Orizontul astronomic și astrul respectiv, da? Și poate puteți să mă ajutați care credeți dumneavoastră că ar fi înălțimea maximă pe care o poate atinge un astru? 90 de grade, da? Și unde se va afla acest astru dacă are 90 de grade? Fix la zenit, da? Deci fix deasupra noastră, deasupra capului observatorului, da? Dacă are 0 grade, unde se află astru? Pe linia orizontului, da? Da? Și cu nadirul, ce înălțime va avea la nadir? 90, dar negativ, da? Va fi pe partea cealaltă a sferei cerești, da? Practic în emisfera invizibilă. Țineți dumneavoastră minte, povesteam noi că sfera asta cerească este tăiată practic de orizont în două emisfere. Cea vizibilă de la orizont, deasupra noastră, unde putem să observăm aștrii, respectiv cea invizibilă de la orizont pe partea cealaltă. Bun, iar dacă vorbim de navigația clasică pe care dumneavoastră ați studiat-o, da? Acest sextant este folosit pentru măsurarea unghiilor verticale și orizontale. Da? Unghiuri verticale erau acele unghiuri mici pe care le determinați dumneavoastră la diverse repere de pe coastă, cum ar fi faruri, da? Și atunci cunoscând înălțimea măsurată, da? Unghiul vertical al unui far, respectiv înălțimea farului, ne putem calcula distanța față de acesta, da? Iar la unghiuri orizontale, practic măsor unghiul dintre două repere de pe coastă. Da? Și având astfel două unghiuri măsurate, ne putem noi poziționa pe sfera terestră. Observăm aici că precizia de măsurare este de o zecime de minut. Da? Deci este cumva foarte precis, spre deosebire de un girocompas sau un compas magnetic, da? Și o alidadă, unde acolo precizia era la
zecime de grad. Da? Deci dacă măsurăm un relevment, de exemplu, sau un azimut, îl măsurăm la zecime de grad. 150 de grade cu 3 sau cu 5. Ei, în cazul unghiurilor măsurate cu sextantul, se duce până la zecime, precizia se duce până la zecime de minut. Da? 23 de grade, 47 de minute cu 2, cu 3, cu 5 și așa mai departe. O să vedem noi că acest 2, 3, 5 și așa mai departe trebuie totuși să-l aproximăm noi cumva. Da? Deci tot apare o oarecare eroare umană, să-i spunem. Da? N-avem ce să facem. Bun. Mai departe, avem detaliată compunerea sextantului. Da? Compunerea sextantului. Acum o să vă rog să deschideți cutiile pe care le aveți dumneavoastră pe masă. Da? Și cu mâna stângă îl ridicăm. Da? Are aici un mâner și îl putem ține noi cu mâna dreaptă, când o să ne jucăm puțin cu el, o să lucrăm cu el. Da? Bun, compunerea lui, haideți să vedem. Da? Corpul sextantului, da? Cu tot ce conține el, o să le vedem enumerate pas cu pas. Alidadă, da? La fel cum aveam noi la repetitoarele de la girocompas și la repetitoarele de la compase magnetice, avem și aici o alidadă, da? Care se poate mișca. Un limb gradat, un tambur gradat, niște oglinzi, una mare, una mică, niște geamuri colorate, mari și mici. Da? De ce mari și mici? Pentru că am o oglindă mare, e clar că trebuie să folosesc geamuri mari. Am o oglindă mică, geamuri mici. Da? O lunetă pe care o vom găsi noi în interiorul cutiei. Da? Aceasta este luneta. Da? Și luneta se va monta propriu-zis pe sextant. Aveți aici un șurub, da? Luneta se introduce, mai desfacem puțin șurubul, introducem luneta, după care se strânge șurubul, da? Ea rămâne fix aici. Practic ăsta va fi locul pe care ne vom uita noi, da? În momentul în care vizăm aștrii, da? Mânerul sextantului, respectiv cutia de păstrare și de transport cu diverse accesorii. Vedeți dumneavoastră că mai sunt acolo diverse accesorii. Da? Bun, haideți să le luăm acum pas cu pas și să le vedem, da? Pentru că nu toată lumea îl are pe bancă. Da? Corpul sextantului, cum îl puteți observa și aici și aici, da? Este practic partea asta metalică din spate, da? Ce vedem pe aici, sau partea asta metalică de aici, da, pe care sunt montate celelalte componente, da, pe care vin toate celelalte componente. Alidada, da, vedeți că alidada ne apare nouă undeva pe mijloc și se termină cu un tambur, respectiv o pârghie de blocare a alidadei, da? Brațul ăsta care este fix pe mijloc aici la mine, da, este alidada și aici jos am eu un mecanism, această pârghie. Da? Dacă trag de alidadă în mod clasic, nu se va întâmpla nimic, ea rămâne blocată. Da? În momentul în care acționez această pârghie, foarte ușor pot să mișc această alidadă. Mai departe, dacă vă uitați fie pe el sau aici pe figură, da? Undeva în partea inferioară avem un limb gradat. Da? Pe partea asta a limbului gradat o să vedeți dumneavoastră că sunt valori de la 0 în funcție de sextant. 0,120, 0,130, 0,140, cum este cel rusesc, da? Ce credeți că sunt astea? 0, 10, 15, 20, 30 grade, minute sau zecimi? Grade sunt. Da? Deci folosind limbul ăsta gradat vom reuși noi să citim valoarea unghiurară în grade. Ok? Bun. Mergem mai departe. În capătul alidadei, da? Ce găsim? Alidada, elementul de aici. În capătul alidadei găsesc acest tambur gradat, respectiv indexul alidadei. Se poate observa și acolo pe prezentare și undeva aici jos un semn foarte mic, da? Semnul care mă ajută pe mine în citirea gradelor. Da?
unde apare acel semn, da? Atâtea grade am. Bineînțeles că el poate să fie și între valori întregi, da? Și între 50 și 51, de exemplu. Dar în cazul respectiv vom lua ce valoare? 50 sau 51? Dacă e la între 50 și 51, ca valoare de grad, ce credeți că vom lua? 50. 50. De ce vom lua 50? Păi vom lua 50 pentru că mergem mai departe la acest tambur gradat, da? Partea asta mică de aici din față, da? Partea pe care vom reuși noi să citim numărul de minute, da? Și să apreciem mai departe numărul de zecimi de minut. Da? Deci citesc valoarea întreagă inferioară dată de pe limb, apoi mai departe folosind acest tambur gradat voi reuși să citesc valoarea pentru minute și să îmi apreciez eu valoarea pentru zecimile de minut. Bun, acum în funcție de tipul de sextant constructiv, ăsta n-are, da? Să spunem că e mai sărăcuț așa, da? Dar pe cele rusești mai observați aici o lentilă. Da? Lentila asta este cumva mobilă, se poate mișca și ne ajută pe noi să ne citim valoarea de pe tamburul ăsta gradat. Da? Poate nu toată lumea are ochii foarte ascuțiți, să-i spunem, și atunci vine sextantul ăsta cu un ajutor în plus. Da? Și mai găsim o dată pe partea inferioară a lui, da? Pe partea inferioară a limbului gradat, găsim aici o coroană dințată. Da? Această coroană dințată este cea care menține mie alidada fixă. Da? Doar prin acționarea pârghiei, cum spuneam și anterior, pot să mișc această alidadă, astfel ea este cumva fixă. O să mergem mai departe și o să discutăm despre elementele optice pe care le are acest instrument, da? Și anume oglinda mare. Da, se poate observa acolo oglinda mare, cea de aici de sus. Da? Este de principiu o oglindă rectangulară, da? Sau dreptunghică. Da? Dacă avem o oglindă mare, înseamnă că avem și o oglindă mică, bineînțeles. Da? Oglinda mică nu este cea dreptunghiulară, ci va fi cea rotundă, să-i spunem noi cumva. Da? Sau sub formă de cerc, o puteți observa și aici. Da? La fel, în funcție de tipul sextantului, da? Ea poate fi cum este cea de aici, e mai mult un geam decât o oglindă, cred că puteți să-l observați, da? Sau la alte tipuri de sextante, această oglindă mică este împărțită în două. Da? Partea de jos este o parte etamată, partea de sus este o parte neetamată. Ce-o fi etamarea asta oare? Ce credeți că este? Păi este procesul prin care se face o oglindă. Din ce e formată o oglindă? Din ce știți voi că e formată o oglindă? Oarecare. Ce are în primul rând? Un geam. Da? Deci practic este un geam clasic și pe spatele geamului ce aplicăm? O foiță de aluminiu. Da? Da? Și acest proces de aplicare a acestei foițe de aluminiu se numește etamare. Da? Deci, practic, oglinda asta mică ce este? Jumate oglindă, jumate geam clasic, da? Prin care pot să văd... Asta nu prea e de folosit de fete, nu? Partea de sus. Da? Bun. Deci este jumătate oglindă clasică și jumătate este geam. Da? Mai departe, da? Ce mai găsim pe figură? Găsim luneta asta pe care am avut-o fiecare dintre noi în cutie, da? Lunetele la fel pot fi de două tipuri, da? E luneta clasică pe care o folosesc pe timp de zi, da? O pot folosi și pe timp de noapte, sau mai există la sextantele astea mai vechi, da? Sau rusești, o lunetă astronomică, îi spune, e ceva mai lungă și are un caroiaș desenat pe el, da? Sau această lentilă poate fi înlocuită cu un sistem optic ceva mai mare, da? Deci e practic un mic binoclu aici, da? Un sistem de prisme cu lentilă 7x35 puterea de mărire, da? Astfel încât
îmi mărește mie zona vizuală. Da? Mă uit pe el, văd obiectul cumva mult mai aproape și îl pot vizualiza mai bine, astfel încât măsurătorile pe care le facem să fie mult mai precise. Da? Bun, ce mai găsim pe el? Mai găsim două serii de geamuri, da? Geamuri colorate mari, în număr de patru. Ele se mișcă, da? Deci sunt mobile și se suprapun, vin în fața acestei oglinzi mari. Da? Și un set de geamuri colorate mici, trei la număr, care se suprapun cumva peste oglinda mea mică. Da? Ce rol are ele? Ce rol credeți că au aceste geamuri colorate? Când credeți că le folosim? Ziua. Da? Când anume ziua? Aș vrea să măsor o înălțime la soare. Pot? În teorie pot. Da? Dar dacă mă uit cu ochiul liber la soare e bine? Păi nu prea e bine că apar niște probleme pe retină pe acolo, da? Ni se afectează acuitatea vizuală și așa mai departe. Da? E, atunci folosim aceste geamuri colorate. Deci, practic, sunt niște filtre. Da? În momentul în care am pus filtru, pot să mă uit la soare liniștit. Nu am niciun fel de problemă. E ca și cum aș avea ochelari de protecție sau mască de sudură, să-i spunem. Da? Și atunci pot să mă uit liniștit și la soare. Da? Iar pe partea din spate, da, în partea din spate aici, cu negru, este acest mâner al sextantului. Da? Acum, sextantul ăsta, sau mânerul, se ține totdeauna în mâna dreaptă. Da? El, când este pus în mod normal în cutie, da, este așezat în plan orizontal, bag degețelele, l-am agățat cu mâna stângă, l-am ridicat din cutie, mâna dreaptă a venit peste mâner. Da? Și tot timpul el este în mâna dreaptă. Nu-mi cade din mâna dreaptă. Ok. Ce mai găsesc pe unele tipuri de sextante? Ăsta de aici n-are, dar cel pe care îl aveți și dumneavoastră în față are un buton. Da? Da? Un buton. De fapt, în acest mâner este și un locaș pentru baterii. Da? Și când fac observații pe timp de noapte, ideal ar fi să fie întuneric. Da? Astfel încât să nu-mi deranjeze mie pupila. Da? Lumina să nu-mi deranjeze pupila, să nu mi se contracte ochiul, să pot să atrag cât mai multă lumină. Ei, fiind întuneric, s-ar putea să-mi fie foarte greu să citesc valorile de pe sextant. Da? Ei, apăs butonașul de aici și mi se aprinde un LED mic, o lumină mică, care mă va ajuta în citirea numărului de grade și numărul de minute, respectiv aproximarea zecimilor de minut. Da? Și ultima parte, componentă, să-i spunem, da, sau din completul sextantului, este cutia sextantului. Da? Cutie pe care o aveți și dumneavoastră pe masă. Da? Cutie în care tot timpul se păstrează acest sextant. Observați că are niște elemente de siguranță. Sunt niște pârghii acolo care se blochează astfel încât echipamentul, da, instrumentul nu se va mișca în momentul transportului. Totdeauna luneta se demontează și se pune în locașul ei. Da? Și aici, în partea stângă, da, vedem o lunetă mai lungă. Asta este acea lunetă astronomică de care vă povesteam anterior. Și ce mai vedem noi pe aici? Niște șurubelnițe, da? O cutie cu... Ce credeți că e aici? Ulei de mecanisme fine, da? Și tot în cutia sextantului mai găsim noi o cheiță. Da? O cheiță de reglaj. O cheiță pe care o să vedem noi cum o folosim în continuare pentru a executa acest reglaj al sextantului. Da? Astfel încât să reușim să-l facem să funcționeze în parametrii optimi. Ok. Lămuriți până aici? Bun. Perfect. Perfect. O să mergem mai departe și o să discutăm puțin despre cum anume funcționează acest sextant. Da? Păi el funcționează pe principiul dublei reflexii. Da? Principiul dublei reflexii. De ce o are pe principiul dublei reflexii? Pentru că are ce? Două
două oglinzi are, da? Având două oglinzi, ce se va întâmpla? Raza incidentă va intra într-o oglindă, da? Prima reflexie se va face către oglinda mică, cea de-a doua oglindă, da? Și mai departe, raza reflectată va intra prin lunetă în ocular și în ochiul meu. Bun. Acest principiu al dublei reflexii a fost enunțat, să-i spunem, de un mare cercetător, om de știință, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, da, care are foarte multe cercetări în domeniul ăsta al astronomiei, și anume domnul Isaac Newton. Da? El este cel care a formulat acest principiu al dublei reflexii, da? Și ne spune el că pentru a avea acest principiu ar trebui să avem două oglinzi, ceea ce noi deja pe sextant avem în momentul de față, și aflăm în plus că sextantul ăsta este de fapt o aplicație a oglinzilor rotative. De ce îi spune oglindă rotativă? Ce se întâmplă cu oglinda mare în momentul în care eu mișc de alidadă? Se mișcă, da? Și se mișcă cumva circular, da? În capul alidadei, da? Bun, haideți să vedem și ce presupune acest principiu al dublei reflexii. Da? Îl vedem noi enunțați undeva în partea dreaptă jos, da? Și aflăm astfel că într-un sistem de dublă reflexie, unghiul format dintre raza directă și cea dublu reflectată este egală cu dublul unghiului dintre suprafețele reflectante. Da? Asta spune principiul lui Isaac Newton. Și dacă ne vom uita noi pe figura asta, da? În punctul A ce avem noi reprezentat? Un astru. Da? Linia asta care vine către punctul B, ce va fi oare? Orizontul. Da? Deci, practic, unghiul ăsta beta de aici, ce reprezintă? Înălțimea astrului, da? Este unghiul dintre cine? Dintre orizont, da? Și astru meu, da? E, ce face sextantul ăsta? Păi, are o rază, da? Care pleacă din astru, da? Intră în această oglindă mare, da? Din oglinda mare se reflectă în oglinda mică și mai departe îmi vine mie către lunetă, da? Respectiv către ochi. Da? Bun, și ce îmi spune mie Newton? Păi îmi spune că unghiul format dintre raza directă și cea dublu reflectată, da? Unghiul ăsta beta, da? Este egal cu dublu unghiului dintre suprafețele reflectate. Și aveți dumneavoastră aici și unghiul dintre suprafețele reflectate, da? Cum se obține acest unghi? Păi se obține prin prelungirea, să-i spunem, liniilor care trec prin cele două oglinzi, da? În cazul de față se va duce aici undeva jos, da? Va fi unghiul nostru, da? Vârful unghiului aici jos, da? E, și dacă acest unghi alfa de jos îl înmulțim cu 2, el va fi egal cu unghiul dintre planul orizontului și planul astrului, da? Bun. Acum, aceste sextante, în funcție de tipul lor, cum vă spuneam și anterior, pot ajunge până la 140 de grade, cel pe care îl avem noi la cât se duce? 130 de grade sau la 120 de grade. Da? Asta ce înseamnă? Dacă este de... Hai să luăm exemplu pe care îl avem noi aici, da? De 130 de grade. Care va fi unghiul maxim format dintre oglinda mare și oglinda mică? 65 va fi unghiul maxim, da? Deci în momentul în care am un astru la 130 de grade, dar de fapt pot să am un astru la 130 de grade? Nu pot să am, da? Ce ar însemna să am un astru la 130 de grade? Păi să mă pun să-l măsor așa și să mă duc până la 90 și după aceea să mă mai duc și mai ușor pe spate, da? Dar noi suntem băieți și fete deștepți și ce facem? Păi ne întoarcem cu spatele și îl măsurăm valoarea mai mică, nu? Bun. Da? Deci asta avem aici reprezentat. În funcție de tipul de sextant, el poate ajunge până la valori de 140, 130, 120. Când credeți că vom atinge aceste valori?
și ca un indiciu așa nu se folosesc în astronomie. Când măsurăm ce unghiuri? Orizontale. Da? Când măsor un unghi orizontal, pot să am și un unghi obtuz. Da? Pot să mă duc și mai mult de 90 de grade. Pot să am două faruri, da? Iar eu să fiu astfel poziționat de acele faruri încât unghiul dintre ele, da? Și poziția mea să fie mai mare de 90 de grade. Bun. 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 Indexul sextantului. Da? Ce înseamnă acest index al sextantului, da? Sau ce presupune acest index al sextantului, da? Păi, este partea asta de aici de jos, da? Ideal. Și în practic o să vedem noi când o să facem și ședința practică cu sextantul, că întotdeauna alidada la ce valoare va fi poziționată la început? La zero, da? Deci alidada tot timpul trebuie să vin cu ea aici undeva la 0 grade să mi-o poziționez, da? Și, cum spuneam, acest index al sextantului, deci partea asta de aici de jos, poate cuprinde valori între 0 și 120, 130 sau 140 de grade. Bun. Cum citim valorile de pe sextant? Da? Cum citim noi valorile de pe sextant? Păi le vom citi, da, folosind indexul sextantului, cum spuneam și anterior, pentru grade, da? Și mai departe tamburul ăsta gradat pentru a citi valoarea de minute și de zecimi de minut. Da? Și dacă luăm noi exemplu prezentat aici, sper că observă toată lumea, da? Ce observăm? Indexul unde se află aici? Între 79 și 80 de grade, da? Și cum am precizat anterior, ce valoare luăm? Valoarea imediat inferioară, da? În cazul nostru, 79 de grade. Și am venit și am scris frumos 79 de grade. Pentru minute și pentru zecimi, unde mă duc? Păi mă duc pe tamburul gradat, da? Tamburul gradat de la 0 până la 60, că atât are un minut, da? Și mă uit la el și îl observ că și nici ăsta nu e chiar fix, da? Este între cine și cine? Între 35 și 60. Da? Ce valoare iau? 35 sau 60? Pardon, sau 36? 35. Valoarea imediat inferioară, da? E, aici apare cumva eroarea umană în aproximarea zecimilor de minut, da? De la 35 la 60 ne imaginăm 10 părți întregi, da? Și spune, mă, e cu 2, e cu 3, e cu 5, e cu 10. Acum, fiecare dintre noi, eu s-ar putea să mă uit și să văd cu 3, tu s-ar putea să te uiți să vezi cu 3, altcineva s-ar putea să uite și să spună, mă, nu-i cu 3, e cu 4 sau e cu 2. Da? Deci ține de aproximare. Însă nu este niciun fel de problemă. Valoarea asta de la zecime de minut nu ne va influența foarte mult calculul, da? Pe care o să-l prezentăm noi în ședințele viitoare, respectiv precizia noastră în momentul în care ne transpunem calculele astronomice pe harta de navigație. Ok. Bun. Astea au fost cea de-a doua parte a ședinței de astăzi, da? Și anume partea despre principiul dublei reflexii și modul de citire a gradelor și a minutelor. Vom merge mai departe și vom discuta puțin despre controlul și reglajul sextantului. Da? Vă spuneam la început că și el este un echipament ca oricare altul și el trebuie să-l fie folosit în anumiți parametri optim, să-i spunem, da? Astfel încât valorile pe care le citim noi să fie cât mai corecte. Da? Controlul și reglajul lui presupune 3 pași. Da? Pașii o să-i vedem noi aici jos, dar înainte, pentru a avea măsurătorile astea corecte și concrete și pentru a fi foarte bine definite, da, trebuie să asigurăm perpendicularitatea celor două oglinzi pe planul sextantului. Da?
cum spuneam și anterior, oglinda mare și oglinda mică, da? Planul sextantului va fi dat de cine? De corpul acestuia. Da? Trebuie să fim absolut siguri că aceste două oglinzi sunt perpendiculare pe corp. Dacă sunt puțin mai la stânga, puțin mai la dreapta, nu prea este în regulă. Da? Și totodată trebuie să asigurăm și paralelismul între oglinzi în momentul în care indicele se află la gradația 0. Da? Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă eu mi-am pus sextantul meu pe 0 grade, 0 minute, 0 zecimi, cele două oglinzi trebuie să fie paralele. Da? Oricât le-aș prelungi în sus sau în jos, infinit, nu trebuie să se întâlnească niciodată. Da? Bun, pentru a asigura aceste condiții, cum spuneam și anterior, trebuie să discutăm despre trei pași, da? Sau trei astfel de procedee. Perpendicularitatea oglinzii mari pe planul sextantului, perpendicularitatea oglinzii mici pe planul sextantului, respectiv paralelismul oglinzilor. Pentru fiecare din aceste etape există un algoritm pe care îl vom prezenta noi în continuare. Da? Și o să începem cu primul, da? Și o să vă rog cei dintre dumneavoastră care aveți sextante la dispoziție să încercăm să lucrăm cu ele. Da? Păi ce îmi spune primul pas la controlul perpendicularității oglinzii mari? Îmi spune felul următor. Alidada să o pun undeva pe mijlocul tamburului gradat. Da? Uite pe aici pe undeva am pus-o. Da? Să fie cumva pe mijloc. Mai departe, ce îmi zice? Păi eu spuneam mai devreme că sextantul ăsta stă totdeauna în mâna dreaptă. E, aici trebuie să îl transfer în mâna stângă. Da? Mânerul meu trebuie să fie în mâna stângă, astfel poziționat, da? Cumva paralel cu planul orizontului. Și oglinda mare trebuie să fie către mine. Da? Deci nu așa, ci invers. Oglinda mare să fie apropiată de mine. Ce fac mai departe? Păi trebuie să mă uit în oglinda asta mare, cumva. Da? Mă uit așa pe margine, cumva. Și ce ar trebui să văd? Ce îmi spune algoritmul meu? Îmi spune că dacă oglinda, imaginea din oglindă, da? Dacă vă uitați în oglindă, ce vedeți? Se vede parte reflectată din tambur. Da? Asta se va vedea. Da? Și îmi spune că dacă mă uit în oglindă, da? Și partea asta reflectată din oglindă vine în continuare a imaginii reale, atunci sextantul meu este reglat și se asigură perpendicularitatea oglinzii mari. Da? Dacă am o linie frântă, asta înseamnă că mă uit la oglinda mare și îmi apare o întrerupere față de imaginea reală, trebuie să acționez asupra oglinzii astfel încât să-i asigur perpendicularitatea. Bun. Și acum să vedem cu toții, da? Ne imaginăm că avem sextantul în mâna stângă, da? Oglinda mare este către noi și ne uităm către ea, da? Ce vedem aici? Se vede imagine reflectată de la tambur, da? Și în continuare oglinzii ce este? Este imaginea reală, da? În cazul de față, cum apare linia frântă sau continuă? Păi e frântă. Că uite, asta e jos și asta e mai sus. Dacă vin și continui cu ea, da? Am de fapt două linii. Ce concluzie tragem de aici? Că trebuie să reglăm sextantul. Da? Da? Bun. Cum reglăm sextantul ăsta? Păi ne transformăm în niște mici meșteri mecanici, da? Și perpendicularitatea oglinzii mari, da? Și oglinda mică și paralelismul se face folosind cheița asta de care v-am povestit eu anterior. Da? Dacă vă uitați pe spatele oglinzii mari, da? Veți vedea un mic orificiu. În orificiu respectiv trebuie introdusă cheița. Da? Am aici un șurubel și mișc de cheie. Observ din nou imaginea. Da? Dacă se frânge și mai mult, înseamnă că trebuie să mișc în sens invers față de cum am acționat prima dată. Și o să repet această operațiune până în momentul în care linia aia de care discutam noi mai devreme va fi continuă. Da? Avem aici reprezentarea oglinzii mari, cheița pusă în lăcașul pentru reglaj. Da?
E, și în momentul ăsta e reglat sextantul meu? E reglat, da? La fel, am aici oglinda mare, văd imaginea reflectată, se termină aici și văd că în continuare linia vine neîntreruptă. Da? În momentul de față mi-am asigurat perpendicularitatea oglinzii mari pe planul sextantului. Da? Am scos cheița din el, l-am lăsat în pace, mergem mai departe la oglinda mică. La oglinda mică. Ei, aici e puțin mai dificil, dar nu imposibil, da? Ce îmi spune mie procedeul? Păi îmi spune același lucru, că prima dată sextantul meu trebuie să fie pe 0 grade, 0 minute și 0 zecimi. Da? Această perpendicularitate a oglinzii mici o putem face fie pe timp de zi și în cazul ăla ne vom folosi de soare sau pe timp de noapte și atunci vom folosi o stea. Da? Noi știm că și soarele e o stea, dar o putem vedea pe timpul zilei. Cum spuneam și mai devreme, dacă ne uităm la soare, avem grijă să ne folosim de, cum se chema o stea, mai țineți minte? Geamuri? Geamurile colorate, da? Filtrele alea de care vă spuneam anterior. Da? Bun. Mi-am pus filtrele, am luat soarele sau steaua în vizor. Mai departe o să încep să rotesc ușor de tambur, da? De ce? Păi îmi spune aici că vreau să stric paralelismul oglinzilor. Da? Țineți minte inițial, v-am spus anterior, când tamburul e pe 0, gradele, minutele sunt pe 0, cele două oglinzi sunt perfect paralele. Da? Dacă eu încep să mișc de tambur, ce se întâmplă? Mi se mișcă mie oglinda mare, mișcându-se oglinda mare, cele două nu vor mai fi paralele. Da? Ok. Rotim ușor de tambur pentru a strica acest paralelism. Da? Și o să vedem noi atunci, uite cum e cazul de aici. Da? O să avem doi sori. Da? Nu o să mai fie unul singur. Da? Și în funcție de filtrele colorate pe care le-am folosit noi, unul o să fie verde, unul o să fie roșu sau depinde ce culori vom avea noi acolo. Da? Bun, ne uităm la cei doi sori sau ne uităm la cele două stele. Da? Și ce trebuie să observăm? Să ne uităm la ele. Dacă ele nu sunt pe verticale, dacă sunt pe verticale diferite, da, înseamnă că oglinda asta mică nu este perpendiculară. Da? Sau dacă un soare e mai sus, unul e mai jos, un astru e mai sus, unul e mai jos, iar avem o problemă, da, și trebuie să acționez asupra oglinzii mici. Da? Procedeul identic și la fel ca anterior, da? Folosind cheița, doar că de data asta vom lucra pe oglinda mică. Da? Ce trebuie să avem grijă aici? Păi trebuie să avem grijă că pe oglinda mică n-am un singur șurub. Da? Am două șuruburi. Da? Și îmi spune, păi, acționați în partea ei superioară. Da? Deci aici sus, introduc cheița mea de reglaj, da? Cum observați și în figura de acolo, am introdus cheița de reglaj, încep și rotesc în stânga sau în dreapta, vizez iar astru, le-am adus pe aceeași verticală, mă opresc. S-au depărtat, dau un sens invers, da, și încet, încet reglăm până în momentul în care cele două imagini ajung pe aceeași verticală. Da? Și ce am făcut până acum? Păi am făcut perpendicularitatea oglinzii mari, am făcut perpendicularitatea oglinzii mici. Ne mai rămânea ce? Paralelismul oglinzilor, exact. La fel, pentru paralelismul oglinzilor, ce trebuie să facem? Prima și prima dată, tamburul 0, da? Trebuie să fie 0 grade, trebuie să fie 0 minute, trebuie să fie 0 zecimi de minut. Pot să o fac pe timp de zi, pot să o fac pe timp de noapte. Mie personal îmi place să o fac pe timp de zi. Da? E mult mai ușor. Dacă folosim... Dacă vrem să facem acest procedeu pe timp de zi, ne vom folosi de linia orizontului. Dacă îl vom face pe timp de noapte, iar trebuie să ne căutăm un astru. Da? Ce fac? L-am pus în 0, da? Și dacă vorbesc despre orizont, da? L-am pus în 0, pur și simplu iau sextantul și mă uit pe linia orizontului. Da? Unde se întretaie cerul cu pământul, da? Sau cu marea, că noi suntem pe apă acum. E... Dacă voi avea o imagine ca în partea dreaptă aici, da? Cum e imaginea asta? E continuă sau e frântă?
E frântă, da? Înseamnă că nu există perpendicularitate între cele, paralelism între cele două oglinzi, da? Orizontul ar trebui să fie și pe partea stângă și pe partea dreaptă ca o linie continuă, da? E, eu când mă uit, de fapt, ce văd? Văd o imagine dublu reflectată, da? De pe oglinda mică și cealaltă imagine este imaginea reală. E prin geamul ăla, da? Prin partea neetamată a oglinzii. Ideal, da? Sau ca să fiu eu sigur că sextantul ăsta funcționează în parametri optimi, orizontul ăla ar trebui să-l văd ca o linie, ca o linie continuă. La fel și la astru, da? N-ar trebui să-i văd doi aștri sau unul mai la stânga, unul mai la dreapta, ar trebui să coincidă imaginea, da? Folosind aceeași cheiță, da, acționăm tot pe oglinda mică, doar că pe partea inferioară de data asta, da? Introducem cheița, rotim, observăm iar orizontul sau astru. E o linie continuă, înseamnă că ne-am reglat sextantul. Și din momentul ăla putem noi să îl folosim în condiții optime și să fim foarte siguri că valorile pe care le vom citi sunt valori corecte. Da? Asta luând în considerare și faptul că noi suntem foarte buni observatori și mânuim foarte bine acest instrument. Da? Bun, însă se pune întrebarea, oare dacă eu acum iau sextantul ăsta care este reglat și mă duc și măsor o înălțime, oare e înălțimea reală a astrului? Sau mai are și ăsta vreo greșeală în el de construcție? Ce credeți voi? Are sau nu are? Are, normal că are. Da? Nimeni și nimic nu este perfect. Da? Are. Da? Și această eroare de construcție se numește eroarea indicelui sextantului. Da? Sau index error, cum o să-i spunem noi mai departe. Da? Și ce observăm noi aici? Da? Tot ce am discutat până acum. Deși i-am făcut reglajele, da, tot ne mai rămâne o eroare în ceea ce privește, iată, paralelismul oglinzilor. Da? Și această eroare se numește eroarea indicelui sextantului, se notează cu I și E, index error. Da? O să-l tot folosim noi în calcule pe viitor. Și acest index error se poate determina cu ajutorul stelei sau orizontului sau cu ajutorul altei stele și anume Soarele. Da? Bun. Avantajul care este? Că odată determinată această valoare pentru sextant, da, acest index error, el nu se modifică decât dacă îi fac eu ceva ăstuia. Da? Dau cu el de pământ sau îl dereglez și așa mai departe. Da? Motiv pentru care această eroare a indicelui sextantului ori se trece undeva pe spate, da, cu creion, cu pix, ori se trece undeva în cutie, pe aici, pe interior. Da? E, ăsta e puțin mai deștept și pe certificatul lui mi-a venit și eroarea indiciului. Da? Adică n-ar trebui să ne mai chinuim noi să-l determinăm. Da? Ne-a ușurat munca. Dar totuși, haideți să vedem cum anume ne putem noi determina această eroare folosind orizontul sau ostea. La fel ca la orice altă operațiune, prima și prima dată vor trebui să ne poziționăm sextantul pe 0. Da, 0 grade, 0 minute, 0 zecimi. Rotim ușor tamburul pentru a strica paralelismul oglinzilor. Da? Tamburul de aici din față, cel pentru minute. Mai departe, trebuie să vizăm ostea sau linia orizontului. Și vom vedea, de fapt, două stele, da, pentru că paralelismul este stricat, sau dacă ne uităm la orizont, el va fi cumva frânt. Da? Rotim ușor de tambur pentru a aduce în coincidență imaginea dublu reflectată a stelei sau a orizontului cu imaginea directă până când se va vedea o singură stea sau o linie continuă. Trebuie să citim valoarea indexului, da? Valoarea indexului pe care trebuie să stabilim și asta, dacă e pozitivă sau negativă. Da? Și aici avem niște reguli. Dacă indexul alidadei este către stânga, față de gradația 0, atunci semnul corecției va fi cu minus. Da? Și avem noi aici un caz. Da?
s-a rotit ușor, ușor tamburul ăsta, s-au adus în incidență, ăsta este ușor către stânga, deci valoarea indicelui, index error este negativă. Da? Ce înseamnă că e negativă? Păi înseamnă că valorile măsurate de astea sunt cumva mai mari decât cele reale. Da? Invers, dacă valoarea citită de mine este către dreapta, înseamnă că el măsoară mai puțin și atunci index error-ul meu va fi cu semnul plus. Da? Da? Se observă aici citirea ușor către partea dreaptă. La valoare văd eu cam undeva la 58 de minute cu 5 și index error va fi 60 minus 58 cu 5, da? Și va fi o valoare pozitivă. Deci dacă este citirea mea către dreapta, da? Valoarea de pe tambur va fi undeva foarte aproape de 60 de grade. Da? Și atunci fac 60 minus valoarea mea pentru a-mi afla valoarea indexului. Da? E, ăsta cu orizontul, cu astru, poate părea puțin mai ciudățel. Mai ușor să spunem, deși este un proces poate mai complex, este determinarea erorii indicelui cu ajutorul soarelui. Da? Pregătim sextantul pentru a face observație la soare și prin pregătire înțelegem 0 grade, 0 minute, 0 zecimi, filtrele puse peste oglinda mare și peste oglinda mică. Se desincronizează ușor paralelismul oglinzilor, adică rotim ușor de tambur, da? Astfel încât în momentul în care mă voi uita la soare, nu voi vedea unul, ci voi vedea doi, da? de culori diferite. Da? În partea din dreapta sus, da? Avem prima parte, să-i spunem, a operațiunii noastre. Da? Și vedem că avem doi sori acolo, unul de culoare roșie, unul de culoare verde. Ce trebuie să fac eu în momentul în care am văzut doi sori? Rotesc ușor de tambur. Da? Deci sextantul se află în mâna mea dreaptă. Da? Eu sunt cu ochiul, vizez soarele. Mâna stângă este pe tambur. Da? Și rotesc ușor de tambur. Da? Până când? Până când voi aduce cei doi sori în poziția aia. Adică bordul inferior al unui soare să tangenteze bordul superior al celuilalt soare. Când am ajuns la poziția respectivă, vin și citesc gradația de pe tambur de aici, da? 20 de minute sau 30 de minute sau câte îmi dumie, da? Unghiul citit se va nota cu beta și automat îi voi da valoarea minus. Da? Mai departe, iar pun sextantul meu 0 grade, 0 minute, 0 zecimi, observ din nou soarele, doar că încep să rotesc tamburul în sens invers față de cum l-am rotit anterior. Da? Și ce se va întâmpla? Observați că cei doi sori s-au inversat. Da? Prima dată imaginea dublu reflectată a coborât, a doua oară ea urcă. Da? Până când vreau eu să urce? Păi o să urce până în momentul în care iar bordul superior tangentează bordul inferior. Citim gradația, da? Unghiul se notează cu alfa și valoarea sa se obține scăzând această valoare citită din 60 de minute. Da? Deci alfa ăsta este 60 de minute minus valoarea citită de mine de pe tambur. Da? Și acest index error, da, sau epsilon, cum îl mai notăm noi, se calculează cu formula de aia de acolo, alfa plus beta, adică al doilea unghi citit plus primul unghi supra 2. Da? Nu este nimic dificil. Am valoarea, am notat-o pe sextant sau pe cutie undeva și știu sigur că din momentul ăla nu mai am niciun fel de impediment în ceea ce înseamnă corectarea valorilor măsurate cu sextantul. Da? Însă, dacă vreau totuși să fiu sigur că acea valoare calculată de mine este corectă, da? Pot verifica acest procedeu prin care l-am făcut eu, făcând diferența dintre semidiametru determinat prin calcul și semidiametru aparent al soarelui care se scoate din efemeridă. Da? Cu D mic se notează semidiametru soarelui, adică diametru
pe 2, da? Practic raza lui în momentul respectiv, da? Alfa minus beta supra 4. Despre efemeridă ați auzit deja, da? Există acele almanahuri nautice. Pentru fiecare lună ni se dă valoarea semidiametrului Soarelui. Facem diferența dintre cele două și dacă prin calcul nu obținem o diferență mai mare de 0 minute cu 1, înseamnă că procedeul pe care l-am făcut eu este corect și mă pot baza pe epsilon ăla sau pe index error. Dacă valoarea aia este mai mare de 0 cu 1, nu e bine și trebuie să reiau procedeul de la început. Da? Totul ține practic de îndemânare și această îndemânare o să vedeți și dumneavoastră că vine cu practica. Da? Ceea ce spuneam și anterior, dacă diferența dintre cel calculat și cel scos din tabla zilnică e mai mare de cât 0 cu 1, refac practic tot reglajul, perpendicularitate, paralelism și așa mai departe, iar măsor index error-ul și sper ca de acea dată să fie ok. Da? Avem aici prezentat și un exemplu, da? Un mic exercițiu. Pe data de 26 martie, anul curent, vrem să verificăm eroarea indeciului sextantului pentru un oarecare sextant de la bord. Da? Vom face acest lucru folosind soarele. Da? În acest scop, ce trebuie să facem? Tangentăm bordul inferior al imaginii reale cu bordul superior al imaginii dublu reflectate și citim pe tambor 31 cu 4. Beta ăla e 31 cu 4 și ăsta este negativ. Repetăm procesul doar că invers cu cele două imagini și obținem 26 cu, cu 2. Deci alfa ăla va fi 60 minus 26 cu, cu 2. Da? Rezolvarea foarte simplă, da? Cum spuneam și anterior, alfa va fi 60 de minute minus cea de-a doua valoare măsurată, beta prima valoare măsurată, dar ea are semnul minus, ne dă 2 minute cu 4, eroarea indicelui sextantului, alfa plus beta pe 2, deci este 1 minut cu 2. În general, aceste valori sunt foarte mici. Dacă ating deja 2 minute, sigur am o problemă. Fie are instrumentul, fie nu mi-am făcut eu reglajul. Pentru verificare, calculez semidiametrul Soarelui folosind formula prezentată anterior, da? Alfa minus beta supra 4. Observ că obțin 16 minute cu 3. Ne uităm în efemeride, cum vă spuneam anterior, da? În efemeride, undeva în anumite tabele de corecții, se găsește semidiametrul Soarelui în funcție de fiecare lună în care ne aflăm noi, da? Vedem că am scos tot 16 cu 3, diferența dintre ele este 0 cu 0, da? Eu știu că diferența maximă este 0 cu 1, da? Deci mă încadrez, asta înseamnă că reglajul făcut de mine a fost în regulă și astfel mă pot baza pe instrumentul pe care l-am reglat anterior. Bun, câteva reguli practice pe care ar trebui să le folosim în momentul în care lucrăm noi cu acest sextant. Da? Dacă rotim tamburul către dreapta noastră, da? Deci cum avem sextantul de aici, da? Dacă îl rotim către dreapta, ce ne spune? Ne spune că imaginea dublu reflectată urcă, da? Se duce în sus. Și minunea asta de index se deplasează către partea dreaptă. Pardon, către partea stângă, adică către valorile pozitive. Deci eu dacă rotez de tambur către dreapta, mă duc pe valori pozitive. Da? Invers, dacă rotesc de tambur către stânga, valoarea se va duce către dreapta, respectiv către valori mai mici sau valori negative. Și ce mai avem aici? Imaginea reală este aceeași care la rotirea tamburului rămâne nemișcată. Da? Imaginea reală fiind imaginea care este cea pe care o vedem noi prin partea neetamată
sau oglinzimiș, da? Deci, practic, prin acel geam. Bun. Scurt, o să vă prezint câteva principii generale privind măsurarea înălțimilor, aștrilor cu sextantul, da? Cum spuneați și voi anterior, da, înălțimea asta ce era? Păi era un unghi măsurat între ochii observatorului, da, care ochiul observator, dacă îl prelungesc la infinit, se confundă cu orizont, da, și o rază de lumină care îmi vine mie de la astru. Da? Deci unghiul dintre cele două va fi această înălțime a astrului. Avem aici ochiul observatorului, da? Undeva sus ne găsim astrul, orizontul, linia care unește, sau raza incidentă, să-i spunem, da? Care unește astrul cu ochiul meu, respectiv linia formată dintre ochiul meu și orizont, iar înălțimea unde se va afla? La mijloc, între cele două, este această înălțime pe care o măsurăm noi folosind sextantul. Da? Înălțimea ce este? Păi este o valoare, o mărime unghiulară, se măsoară în grade, minute și zecimi de minut. Da? Ce presupune această măsurare? Păi eu trebuie să-mi aduc imaginea dublu reflectată pe linia orizontului. Da? Când o să facem lucru practic cu sextantul într-o ședință viitoare, o să vedeți că eu trebuie să-mi iau astrul ăla de acolo de sus și prin rotirea alidadei, da, imaginea aia dublu reflectată începe să-mi coboare, îmi coboară, până când îmi atinge linia orizontului. Când mi-am adus astru pe orizont, în momentul respectiv pot eu să-mi măsor această înălțime. Referitor la precizie, ideal ar fi ca linia orizontului să fie vizibilă și cât mai precis conturată. Da? Ceea ce pe mare se întâmplă tot timpul. Da? Tot timpul am linia orizontului cumva liberă, sau dacă nu o am într-un bord, o am pe celălalt bord și așa mai departe. Pe uscat este puțin mai dificil, da? Și sextantul trebuie să fie tot timpul în planul vertical al astrului. Da? Ideal ar fi ca în momentul în care eu îmi țin acest sextant, el să fie pe azimutul astrului, da? Și să fie pe verticala lui, să nu îl înclin cumva mai la stânga, mai la dreapta, da? Să fie cumva pe aceeași verticală a astrului. Da? Și sunt două metode prin care pot să măsor. Da? Metoda de la orizont sau metoda de la astru. Ce înseamnă asta? Că fie mi-am pus de fiecare dată, trebuie, repet, să pun sextantul meu pe 0 grade, 0 minute, 0 zecimi, da? Fie mă duc și vizez orizontul, da, astronomic. Încep și mișc de alidadă, da? În partea stângă a imaginii, unde am oglinda neetamată, o să văd în continuare orizontul. În partea dreaptă va fi imaginea aia dublu reflectată, da? Și practic o să văd cum încep și urc pe cer, da? Și urc până în momentul în care mă opresc eu la astru, da? Când începe și mi-apare astru mie acolo în imaginea dublu reflectată, dau drumul la pârghie și vin pentru reglaj fin, acționez asupra tamburului. Da? Una e să mișc grade, una este să mișc minutele, da? Și zecimile de minut. Sau cea de-a doua metodă de măsurare, de la astru. La fel, 0 grade, 0 minute, 0 zecimi, doar că de data asta voi face invers. Da? Iau sextantul, vizez astru, respectiv, da? Și apăs pârghia, ce o să se întâmple? În momentul în care eu dau de pârghie către înainte, imaginea din dreapta începe să se miște. Da? Ce vreau eu să ajung? Unde vreau să ajung cu astru? Pe linia orizontului. Ei, păi dacă o să stau cu mâna mea aici sus, nu o să ajung niciodată pe linia orizontului. Motiv pentru care, mă întorc așa ca să vedeți, da? În momentul în care pârghia mea se mișcă către înainte, mâna dreaptă face o mișcare de rotație.
Da? Am vizat astru și mâna mea coboară ușor, 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 astfel încât pe partea neetamată, pe imaginea reală, să reușesc să văd orizontul. Da? Trebuie să fie o mișcare continuă, foarte lină, încet, încet să nu-mi pierd astru. Da? Și în momentul în care mi-am adus astru pe orizont, mă opresc, iau mâna de pe pârghie, acționez tamburul, da? Și la final vom citi valoarea. Asta a fost despre sextant.